Salut și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 2017 pe Iona Games. Sunt Aurel și pentru că urmează să ne jucăm pe o nouă hartă, se numește Estancia, ceva de genul ăsta, La Pacio. Harta asta vine odată cu expansiunea Platinum pe care am cumpărat-o. O să vă las în descriere, o să vă las un link către locul de unde am cumpărat-o această expansiune. Nu am dat foarte mulți bani pe ea, dar expansiunea asta a apărut în noiembrie. Și am zis o am și eu, am găsit-o la ofertă și am cumpărat-o. Hai să-i dăm drumul la treabă, îi dăm, pornește și să vedem, oho, să vedem așa în mare cu ce este harta asta și cam ce aduce nou așa la prima vedere. Da, la prima vedere avem aici o casă, o fel de vilă. După cum spune și numele hărții, cred că este ceva prin Spania, Portugalia, ceva de genul ăsta, țările astea. Opa! Avem aici și un avion într-un hangar. Ceva interesant. Ma, nu știu dacă putem să-l folosim sau dacă este efectiv o machetă. Se lucrează la el, sau știu, se alimentează, nu știu ce se face acolo. Aici avem ceva. Aici avem deja un utilaj. Ce, din câte știu eu, ce aduce nou, ia să vedem, 300 de zahăr. Pentru a semăna 300 de zahăr ai nevoie de o mașină de plantat, secțiune de tulpină, cum ar fi mașina. Da, deci ce aduce nou harta asta și expansiunea asta, pe lângă câteva unelte și câteva tractoare, este și un nou tip de recoltă, este vorba de 300 de zahăr. Hai să ne întoarcem totuși la căsuță, ce vedem pe aici prin căsuță. Vedem că putem intra în căsuță. Hop, uite că putem intra. Da, dacă deschidem și chestul ăsta, nu avem cum. Ce este aici? O fel de... Se găsește, genul ăsta de recipient se găsește la turm, la stână, se pune laptele în el acolo. La... Da? Frumos, cu cărți. Pe aici putem ieși în pe terasă. Se oper tare. Cu o lampă de țânțar sau ce e asta pe aici. A, și ieșim acolo, la avior. Simpat. Și pe aici putem ieși. Acum o să fie... Opa, și aici avem piscină, tati. Piscină, hai. Hop, hop. Dacă intrăm în apă, nu prea se simte apa așa. Avem și grătar. Ne, te pui. Ne putem da în leagă? Nu putem. Pe aici ce este? Opa, garajul. Avem mașina pusă în garaj. De ce nu dă voie să intru pe ușa? Sunt prea gras, am mâncat acum de Crăciun. Păi și cum deschidem ușa? Aici am buton. Băi. Băi, n-auzi, frate. Tot cu caracter de, cum spune, de femeie joc. Nu știu, am eu așa o... Dacă tot am pus numele Iona, zic, băi, să parcă nume de fată. Parcăm așa fața casei aici. Băi, n-am terminat casa de vizitat, totuși. Cum ne dăm jos? Atât. Au rămas ușile deschise pe aici. Hai să mergem și la etaj, să vedem ce avem la etaj. Avem aici o roată de căruță, ceva de gen. Aici este o cameră. Opa! Bă, da. De ce nu? Să tot urcă pe ce este de acolo. Asta e dormitorul, frate. O, ce frumos e. Și aici? Cred că e baia. Bă, da, de ce să urcă? Tot urcă așa pe... Frumos cu... Dacă curge și apa de aici, e șmecher, dar nu... N-are acum. Frumoasă, baia, mașina e spălat frumoasă și reglementar, detergentul de asta e mai multă, detergentul mai multe, cum îi spune, balsam de orice ceva. Și aici și pe balcon. Băi, ce casă avea. Să nu fie că poți să mă supiești pe casă. Aici ce e, un fel de... Ce e pe aici? Și putem și aici în balcon să ieșim? Și aici când vine cineva la noi să strigăm, băi, ce faci? Dai să mă așez puțin mai confortabil. Da, hai să vizităm puțin pe aici, să ne și mai. O să-mi ia ceva timp până, cum îi spune, și aici coborâm undeva în beci, până o să învăț puțin harta asta. Hai să închidem. Stai că m-am blocat pe aici. Și aici unde ieșim? A, și aici ieșim la fel de curte interioară, ceva de genul. Da, că cam atâta, cam atâta. Hai să ne apucăm de aici, aici ce este? Un releu, o chestie. Da,
Cam asta este casa în care locuiesc. Pe aici sunt utilajele. Ia uite, bă, ce combinam eu aici. Ia uite, bă, ce combinam eu aici. Este combina din... Hai să conectăm header-ul. Hap. Este combina gen, cum îi spune, cum era pe vremuri la noi. Deci, asta este nouă, clar că este nouă în, cum îi spune, în expansiunea asta, în Platinum. Da? Deci, asta este ce aduce nou, combina asta prima dată. Mai vedem noi ce mai găsim pe aici. Nu prea am eu bani. Nu prea am eu bani. Aș pune să muncească cineva pe aici. Hai să dăm totuși să facă treabă. S-a schimbat, acum e un băiat. Deci era o gagică și acum e băiat. Uite, ăsta... Iar, și ăsta e nou. Și ăsta e nou în joc. Da. Dacă ne uităm așa înăuntru frumos. Bă, important e că se vede, uite, se vede în oglindă. Așa, asta pentru că e pentru trestie. Deci o să fie, probabil că o să fie, mă uit acum la magazin, ce aduce nou. Uite, alt tractor care e nou. Ăla sigur nu l-am văzut în jocul de bază. Plus, cred că, plus că toate utilajele care sunt pentru... Bă, dar unde e bucata aia? De regulă pe lângă casa mea. Care se recoltează. De regulă, cum îi spune, cred că o să ce ducem pus acum, cred că sunt toate utilajele astea pentru trestie. Uite aici combina. Acum, învățat cu pain confar acolo unde sunt toate utilajele noi și astea, o să încep puțin din nou să mai strângem bani, să facem chestii. Ce-mi trebuie prima dată acum, cred că îmi trebuie o remorcă de adunat paie ca să le vindem și pe astea. Dar nu știu în ce măsură... Hop, mai da urâtă combina asta. Și tractorul așa, bine, da, în sfârșit. Ia să uităm tu la magazin. Ce este nou? Hai să uităm pe la tractoare. Că trebuie să ne apară acolo scris la spate ce aduce nou. Da, uite, Platinum Expansion. Deci asta care avem noi acum. Ăsta și cu asta. Bă, astea două mai arată tractoare cât de cât 110 cai 150 de cai putere, ăsta 105, ăsta care avem noi 95. Și probabil că o să fie, nu știu dacă este vreun meniu separat. Să fie vreun meniu separat pentru trestie. Semănătoare, mașini de întors furul, nu dau seama. Dacă pentru trestie, în mod normal, acum ar trebui să fie separat. Nu știu, zic și eu. Mașini de întors furul, de balotat. Nu văd de pe aici. Remorcă de încărcare. Mi-e trebuie o remorcă de asta și cea mai ieftină costă 31.000. Deci va trebui să vindem din recoltă. A, uite, recoltarea 300 de zahăr. Am spus că e meniu separat. Ce e asta? Semănătoare. Ce e utilajul ăsta? Combine recoltat. Ce sunt aici, frate? Deci, cred că o să înceapă, cred că o să înceapă o nouă serie pe Iona Games cu Farming Simulator. Bine, dacă tot am luat expansiunea asta de la capăt, hai să facem probabil, nu? Ia, hop, frâna, stai să nu deranjăm pe domnul. Hai, pune aici. Hai să dăm puțin mai în față, așa, așa, gata, tati, hai. Bagă greu aici. Bine, acum va trebui să învăț eu pe unde sunt, și anume, cum îi spune, magazinele, toate chestiile pe aici, animalele. De fapt, o să mă întorc puțin la jocul original, că pentru până acum am jucat numai cu moduri. Și zic că acum o să fie toată treaba mult mai... Opa! Ia să ajungem în capăt și pe aia ne oprim. Hop. Așa. Bun. Deci asta lăsăm puțin aici să aștepte. Și simpatică e culoarea asta solului, care e cu... Uite-mă tractorul ăsta care...
Ia uita-l, ce șmecherie. Frumos tractorașul care l-a adus. Sete Max 105. Și asta este... Cu asta plantăm, dăm cu spat, agățăm asta. Și cu asta plantăm tristia. Ia să ne ce înseamnă. V, B. Și dăm un 3. Mamă, doar două de-astea fune, doar două brazde de-astea, două... La noi se numea, la părinții mei spunea caval, se numea... Cavalul este și un instrument muzical, dar se numea așa, la chestia asta care se face așa, niște șanturi astea și cu ridicăturile astea. Doar două, păi până punem noi toată trestia asta din toată bucata asta, o să fie ceva de lucru, dar măcar începem și noi o activitate nouă pe fermă. Vă spuneam mai devreme, trestia de zahăr este nou tip de recoltă cu care vine această expansiune numită Platinum. Uitam că mergeam eu aiurea. Da. Hop. Și poate să întoarcem, dar a trebuit totul ca să fie și noi mai realiști să ridicăm asta, deși nu se plantează. Cred că nu m-am pus bine, mai facem o tură. Se cam învârte cu totul, așa nu știu cum să zic eu cu tractorașul ăsta. Bine, vă dați seama că o să mai joc, dacă tot fac salvarea asta acum, o să mai joc off-camera și ca să nu fie așa, și la fiecare episod să fie plicticos, că stau să stau toată ziua, bună ziua, să... Uite cum fac acum. Cred că n-am făcut bine, cred că rămas o bucată nearată. Nu? Nici nu dau seama cum trebuie să arate. Ne mă duc bine pe aici? Mă duc puțin lateral, nici nu știu cum să fac. Cred că, uite, fac așa. H direct și las pe să semene el, pentru că complicată situația aici. Uite ce face asta aici. Pune niște... Da, interesant. Aici avem grâu în continuare, în recoltare. Acum, ce n-am văzut eu pe aici? Hai să facem un pic de... facem o chestie de genul ăsta. Deci avem așa, două tractoare, o mașină asta mică, al treilea tractor, o combină normală, asta cred că e pentru trestie, pentru că asta la fel, o remorcă, un header, pentru lame, avem și două contactivități. Asta ce este? Asta cred că e un cultivator, un header, asta ce, pentru ce o fi asta? E tot pentru trestie și asta, semănătoare, o cupă, cam avem tot ce ne trebuie pentru început. Dar vă dați seama că utilajele sunt mai puțin performante. Deci uite, asta e cultivatorul. Dar primul lucru trebuie să facem rost de bani pentru, și anume pentru o remorcă. Uite, deja banii se duc cu vertiginos în jos. Pentru o remorcă de aduna paie. Am putea să adunăm paie de acolo să le vindem, să facem ceva bănuți. Bun, păi, hai să nu vreau să fac un episod lung, mai ales că astăzi este ultima zi din anul 2017, cel puțin pe canal o să apară videoclipul ăsta, sper eu, astăzi. Mai să vedem puțin aici în casă, fața casei, sau știu, în casă, frumos. Da, ia să vedem. Pac, pac, stăm aici frumos în fața casei, să se vadă așa frumos peisajul. Și cu acest peisaj minunat și cu această mașină albastră, acest pick-up albastru, vă urez un an 2018 cel puțin mai bun ca 2017, să aveți parte de tot ce mai frumos pe lume, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți, să aveți parte de oameni dragi și frumoși lângă voi și de ce nu să fiți alături de mine cum ați fost și anul ăsta în 2017, să fiți alături de mine și în 2018, de ce nu și poate în număr mult mai mare. Vă mulțumesc că în 2017 ați fost alături și m-ați sprijinit pentru tot ce am făcut eu pe acest canal. Promit că la anul viitor o să fac în continuare aceeași muncă și poate cine știe și mai bine. Încă o dată vă spun la mulți ani tot ce vă doriți și bineînțeles, cum spun la fiecare final de episod sau de live, un sincer și călduros salut!